Se zice că oamenii nu se schimbă niciodată. Oare așa să fie? Rămâi în continuare ca să auzi povestea fascinantă a convertirii lui Baraba. Este luna martie, anul 2003. Într-o căsuță din orășelul Briosco, de la poalele Alpilor, Pietro, un bărbat de 42 de ani, stă cu fruntea căzută pe măsuța plină cu fotografii. Lângă el un băiețel le cercetează pe rând. Dar aici unde ești, tăticule? Întrebările lui se sparg în gol, căci tatăl nu mai răspunde. Trecutul său, răscolit de cutia cu poze, îi trezise chinul. Pietro Sarubi obișnuia să se recomande drept actor de comedie. Cu apucături de derbedeu, la 18 ani, a fugit de acasă cu o trupă de circ. În periplurile sale, câștiga câte un ban jucând rolul de umplutură în piese de teatru și filme de mâna a doua. Trăind de azi pe mâine, Sarubi le încercă pe toate, fără să dea de capăt. Eram fericit pe scenă, dar eram nefericit în viață, zicea el. Din când în când îl apuca duhul alergării după Fata Morgana. Așa a traversat el pe jos teribilul deșert tunisian. Tot pe jos a ajuns în Tibet la o mănăstire Shaolin pentru artele marțiale. Cu sufletul tot gol, a coborât în India. Aici s-a alipit de un guru yoghin, meditând sub legământ de tăcere absolută timp de 6 luni. Pentru că iluminarea promisă tot nu venea, a fugit în jungla amazoniană trăind ca sălbatic. Am cutreierat jumătate din glob fără să mă pierd vreodată și totuși eram cu totul pierdut în ce privește sensul vieții. Întors în Italia, a întâlnit-o pe Maria, fată bună, dar nici ea n-a fost în stare să-l schimbe. Tăticule, sună telefonul! Ca trezit din visare, Pietro apucă lehamite mobilul. Ce? Mel Gibson? Bânguie Pietro uluit. Da, era chiar vestitul regizor, oferindu-i un rol în filmul Patimile lui Hristos. Niciodată nu mi-am imaginat că aș putea juca într-un film despre Isus. Pe atunci eram cu totul străin de cele duhovnicești. Obișnuit să negocieze dur, a cerut rolul lui Petru. Nu pentru că îi plăcea de el, ci pentru că rolul, consistent, aducea bani mulți. Pietro a rămas profund decepționat. Rolul lui Baraba? Tâlharu? Nu, n-accept. Gibson i-a explicat că avea nevoie de chipul lui de răzvrătit și animalizat. Și pentru bani, Pietro acceptă, nu fără fițe. În rolul de Baraba, Pietro nu trebuia să-l zărească pe Iisus până când Baraba avea să apară în scenă o singură dată cu lanțul sugrumându-i gâtleșul. La sentința gloatei, îl vrem pe Baraba în locul lui Iisus? El avea să urle satisfăcut și să coboare treptele. Iar când avea să ajungă ultima treaptă, numai atunci trebuia să se întoarcă și să-l privească pe Iisus cu o privire inedită la prima vedere. De 10 ori a repetat scena. De 10 ori, când s-a întors, a fost surprins de privirea lui Iisus. De fiecare dată tăream o surpriză, spunea el. Era ca și când îl vedeam cu adevărat pe Iisus. Nu sunt un tip emoțional, dar niciodată în cariera mea de actor n-am trăit un așa simțământ. La ultima dublă filmată, Sarubi se identificase cu totul cu Baraba. Când euforic a coborât treptele în urletele a 500 de glotași, s-a întors spre Iisus. Timp de câteva secunde lungi, ochii lui au fost capturați
de privirea blândă, de o sensibilitate infinită a lui Iisus, nici un pic de ură, ci numai milă și dragoste. Am simțit ca un curent trecând prin mine. Privirea lui a avut un impact dincolo de cuvinte. În seara aceea n-am mai ieșit cu Iuda la discotecă. Finalul? Schimbarea lui Pietro Sarubi n-a fost ușoară, dar a fost totală. A hotărât să se căsătorească cu Maria, avându-i pe cei trei copii ca domnișori de onoare. Apoi s-a botezat. De atunci uimește familia și prietenii prin viața simplă și fericită, ocupându-se de familie și de animalele fermei sale. Experiența lui Pietro Sarubi n-are nevoie de comentarii. Ea vorbește de la sine. Pentru oricine, indiferent de trecutul cuiva, de cultura sau de caracterul său, întâlnirea cu Iisus este revoluționară. Când Fiul lui Dumnezeu îți taie calea, te prinde irezistibil chemarea sa: vino după mine. Iar Biblia continuă să consemneze scurt: omul acela s-a sculat și a mers după el. Dacă vrei să afli cum poți să devii un om mai bun, ți-am pus un video aici. Nu uita să te abonezi și să apeși pe clopoțel. Pe curând!